Bun găsit. Vă invit să vizionăm împreună tutorialul teme pe Microsoft Teams, varianta mobilă. Mai întâi, deschidem aplicația Microsoft Teams. Suntem în flux, apoi mergem la teme. Apăsăm pe plus și avem de jos în sus. Putem din existent Adică putem da elevilor o temă care a mai fost dată la altă clasă sau la alt elev. Putem să creăm un test nou sau o temă nouă. Noi acum vom crea o temă nouă. Alegem clasa. De exemplu, clasa a șasea. Dăm următorul. Și acum introducem titlul. Maria Unire. Instrucțiuni. Realizați o compunere de o pagină referitoare la Marea Unire din 1918. Atașare. apăsând clic pe atașare. Putem să încărcăm din OneDrive, din Black Notus-ul școlar, un link de pe Teams să facem o fotografie sau încărcăm de pe acest dispozitiv. Acum apăsăm link și postăm un videoclip de pe YouTube și dăm atașare referitor la Marea Unire. Puncte, dăm 10 puncte, atribuire către clasa 6, dar voi alege elevi individuali și Sidonia Seracin. Dăm terminat. Termen limită. Joi, 2 decembrie. Dăm setează. Și dăm atribuire. Vedem că tema noastră a fost atribuită elevei Sidonia. Acum așteptăm ca această elevă să ne trimită tema pe care noi i-am dat-o înapoi pentru a putea fi corectată. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curiculum Relevant Educație deschisă pentru toți cred.